Amin, lăudat să fie Domnul, vă îndrept atenția către textul biblic care ne va sluji ca învățătură în seara aceasta. Citim din 2 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 1. 2 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 1. Preiubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă, nu știu, că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, preiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Voi, deci, preiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Preobiților, aproape întreaga Scriptură, mesajele Scripturii gravitează în jurul marelui război între nelegiuire și neprihănire. Pentru că, de fapt, tot ceea ce trăim noi în lumea aceasta are la bază acest conflict între bine și rău. Și în perspectiva apocaliptică a capitolului 3 din 2 Petru, unul dintre cele mai apocaliptice capitole din întreaga Scriptură, aproape că poți să iei aceste 18 versete și să le bagi în cartea Apocalipsei și nu ies absolut deloc din context. Ei, textul acesta are la bază conflictul între nelegiuire și neprihănire. Cuvântul Domnului ne vorbește aici despre batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor. Versetul 7.
ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Ne vorbește cuvântul Domnului despre oameni neștiutori și nestatornici, care sunt corupți, versetul 17, de rătăcirea acestor nelegiuiți. Pe de altă parte, în acest pasaj ni se vorbește despre o purtare sfântă și evlavioasă, despre ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și pentru asta trebuie să fim găsiți într-un stil de viață curată, fără vină și în pace. Apostolul Petru menționează încă din primele două versete ale acestui capitol că este a doua epistolă pe care o scrie. Și în ambele epistole, scopul apostolului Petru este să trezească mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de ceea ce deja știți, lucrurile vestite mai dinainte, de proroci, și porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Dragii mei, în războiul acesta, în care noi nu suntem spectatori, războiul acesta în care nimeni nu e spectator, nu există spectatori. Fiecare dintre noi suntem angrenați în acest război, de o parte sau de alta. Nu există neutralitate în acest război. Noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să ne aducem aminte de două lucruri. De prorocia lui Dumnezeu și de porunca lui Dumnezeu. Prorocia care ne spune ce se va întâmpla și porunca prin care mi se atrage atenția cu privire la trăirea noastră, la viața noastră, cum trebuie să trăim. Și vorbind despre nelegiuire, punând-o în contrast cu neprihănire, aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre trei lucruri. Despre rătăcirea nelegiuirii, despre răstălmăcirile nelegiuirii și despre repercursiunile nelegiuirii, consecințele finale ale nelegiuirii. Mai întâi, rătăcirea nelegiuirii. Cum se manifestă această rătăcire? Vedeți, păcatul, nelegiuirea, poftele, un stil de viață nelegiuit, când prinde rădăcină în viața omului, când pune stăpânire pe om, omul se teme de pedeapsă, de consecințe. Când hoțul se duce la furat, are o singură teamă. El nu se gândește la pierderea omului pe care îl fură. El n-are nicio simpatie pentru el. Nu-l interesează când tâlhărește pe cineva de minusul, de trauma acelei persoane. Singura teamă a hoțului e să nu fie prins. Asta este frica lui. Ei, datorită faptului că toți avem conștiințe și conștiința te face să-ți bată inima, pentru că undeva te vei întâlni cu rezultatele păcatului tău. Asta este de fapt consecința. Consecința spune: ai grijă, copățești. Te vede cineva. Te urmărește cineva. Într-o zi te vei întâlni cu păcatele tale. Asta face conștiința în viața omului. Atât de mult i-a chinuit pe farisei conștiința,
încât s-au dus la Ioan Botezătorul să fie botezați. Nu cu intenții bune, nu cu intenția de a se pocăi, ci cu intenția de a scăpa de ce? De mânia viitoare. Au aflat, au știut și au crezut farisei că într-o zi oamenii se vor întâlni cu faptele lor. Și au aflat că dacă te botezi, ai asigurată eternitate, fără consecințe. Dragii mei, știți care este diferența între pocăiții autentici și pocăiții păcăliți, nu pocăiți? Unii urăsc păcatul, așa cum auzeam mai devreme mesajul, altora le e doar frică de consecințele păcatului. Uitați-vă la modul în care păcătuiește lumea aceasta. Fuga de consecințe. Avem medicamente și avem o secțiune a medicinii separată și extrem de profitabilă, care nu face altceva decât să rezolve problema consecințelor stilului de viață păcătos al oamenilor. Nu vreau să arăt extraordinar de lipsit de suflet și de empatie. Când a apărut epidemia aceasta, SIDA, AIDS, știți cât de simplă a fost rezolvarea acestei probleme? Să nu mai facă nelegiuiții ce făceau. Să se lase nelegiuiții de faptele lor. S-au cheltuit miliarde și miliarde de dolari, oameni în laboratoare, în centre de cercetare, să găsească soluții de vindecare acestei ciumi. Ce este avortul? Care ucide milioane, zeci de milioane de vieți și traumatizează suflete și este una dintre cele mai îngrozitoare crime ale societății acesteia. Este o soluție pentru un stil de viață păcătos și stricat. Pentru ca omul să-și păstreze confortul și să continue să facă ce a făcut și până atunci. Trăim într-o societate unde nu se predică abstinența și unde nu se predică neprihănirea. Care este soluția pentru toate aceste consecințe teribile ale păcatului? Dar vorbind despre rătăcirea nelegiuirii, ce proclamă această rătăcire? Ce înseamnă ea? Versetul 3. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Prima rătăcire a nelegiuirii este să întrebe: unde este făgăduința venirii lui? Cineva mi-a trimis odată un mesaj și mi-a spus: frate, nu ți se pare că de prea mulți ani spui iaca, iaca, vine Domnul? Uite, uite! Nu i-am răspuns pentru că era un batjocoritor plin de batjocuri. El nu căuta răspunsul, el dorea să insulte. Dar, ascultați, când cineva întreabă unde este făgăduința venirii Domnului, răspunsul este versetul 8. Să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Biserica Domnului
sau în Biserica Domnului nu se predică de câteva zeci de ani revenirea Domnului. Se predică de 2000 de ani revenirea Domnului. Și știu că nu vor mai trece 2000 de ani. Dar și dacă ar mai trece 2000 de ani, în Biserica Domnului va continua să se predice și trebuie să continuăm să predicăm despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că va reveni! Pentru că va reveni. Unde este făgăduința venirii Domnului? Prima parte a versetului 4. A doua platformă acestei rătăciri a nelegiuirii este partea a doua a versetului 4. Unde este mânia zilei lui Dumnezeu? Și auziți ce spune partea a doua. Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. De ce? Pentru că revenirea Domnului implică și o zi de răzbunare, implică ziua mâniei lui Dumnezeu, care va pedepsi lumea și va arde pământul și universul. Ceea ce este extraordinar în capitolul acesta din Petru este că Petru nu vorbește doar despre nimicirea lumii și nu vorbește doar despre nimicirea pământului, ci vorbește despre nimicirea universului, trupurile cerești, planetele, stelele. Totul se va aprinde. Cerurile vor trece cu trosnet. Chipuiți-vă gălăgia, zgomotul provocat de mânia lui Dumnezeu. Și acești batjocoritori spun: toate lucrurile sunt la fel pe strada noastră. Ascultați ce spune versetul 5. Căci în adins, ce înseamnă în adins? Intenționat. Se facă nu știu că odinioare erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înnecată de apă. Cea mai mare fraudă a științei, a manualelor școlare, cea mai mare fraudă a istoriei este eliminarea adevărului despre potop, ignorarea potopului. Potopul a avut un impact uriaș, major, asupra pământului și asupra lumii. Sunt calcule făcute de oameni care au un pic de obiectivitate și care spun că dacă nu era potopul, în 6.000 de ani, populația pământului trebuia să fie cu mult, 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 mult mai mare. Nu pot explica absolut deloc canioanele, prăbușirile acestea de teren, le creează cavități. Nu pot explica de ce au găsit fosile de pești în vârful munților. Nu pot explica resursele naturale de petrol, în limba engleză îi spune fossil fuel. Ce înseamnă fossil? Înseamnă un organism petrificat. Nu pot explica resursele de gaze naturale, toate aceste resurse care există în pământ și care sunt, atenție, organice, organice. Adică provin din organisme. Potopul este dovada că mânia lui Dumnezeu
este în efect și că poate să învăluie întreaga planetă. Și aici apostolul Petru creează o analogie și spune: lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt care a produs potopul, adică pedepsirea întregii lumi de atunci, pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Unde este făgăduința venirii Domnului? Știți că sunt foarte mulți creștini care întreabă lucrul ăsta. Unde este mânia zilei lui Dumnezeu? Știți că sunt creștini care nu mai cred în mânia lui Dumnezeu? Pentru că până la urmă, rătăcirea acestor nelegiuiți conduce la întrebarea: unde este Dumnezeu? Sau este Dumnezeu? Când nu crezi că vine Dumnezeu, când nu crezi în mânia lui Dumnezeu, ajungi să nu mai crezi în Dumnezeu. Și asta vor nelegiuiții în zilele noastre. Asta e cea mai mare nelegiuire și cea mai mare rătăcire a nelegiuirii în creștinismul de azi. Să predicăm un Dumnezeu în care nu credem, pentru că nu vine și pentru că nu pedepsește. Și nu e mânios. Deși vede ce vedem și noi. Frații mei, noi ar trebui să fim întărătați și mânioși. Ascultați, spune cuvântul lui Dumnezeu că Lot își chinuia sufletul. Tot Petru spune în 2 Petru capitolul 2. Hai să citesc de la versetul 1 din 2 Petru capitolul 2. Că exact argumentează în favoarea acestei demascări a rătăcirii nelegiuirii. În norod s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furișe rezini micitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Aici vorbim de oameni care produc doctrină în biserică, care enunță învățături, care predică de la învoane, care sunt acceptați, care sunt ascultați. Și care se leapădă de stăpân. De ce? Pentru atunci când nu crezi că stăpânul vine, când nu crezi că stăpânul se mânie, nu mai crezi că există stăpânul. Și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Versetul 2. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În locomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Fratele Raul vorbea mai devreme despre oamenii care încearcă să-i facă pe oameni să se simtă bine. Pentru că dacă îl faci pe om să se simtă bine, plătește. Omul plătește mult ca să se simtă bine. Versetul 4. Chiar căci dacă n-a curțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Dacă n-a curțat El lumea veche, ci a scăpat pe noi, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 înși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Dacă a osândit El la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci neprihănitul acesta, vorbim de neprihănire și nelegiuire, neprihănitul acesta,
care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, pioși, pocăiți, neprihăniți, sfinți și să păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie pedepsiți în ziua judecății, mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea, ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt. Probabil că unii ați fost ofensați că i-am numit dimineața obraznicii biserici. Hai să fiu mai biblic. Îndrăzneți și încăpățânați ce sunt. Ei nu se tem să bat jocorească dregătorile, pe când îngerii care sunt mai mari în tărie și putere nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite, să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri, ziua în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de preacurvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. Niciodată n-am crezut că Petru o să-l depășească pe Pavel în vitriol, pentru că Petru are sufletul întărătat văzând această nelegiuire și Petru îi dă dreptate lui Dumnezeu. Cine nu crede în mânia lui Dumnezeu e ca și când se uită la Dumnezeu, spune: ce ai, Domne, ce te supera, ce trebuie? Ai curaj să-i spui așa ceva lui Dumnezeu? Dumnezeu e mânios. M-am săturat să aud că Dumnezeu se uită să facă la lumea asta gigea. Ce, mă, nu știi ce înseamnă gigea? Somebody is petting you. Aia e România, în România pentru gigea. Aveți grijă. Aveți grijă. Ia auziți ce spune versetul 15. După ce au părăsit calea cea dreaptă, ca să o iei pe calea nelegiuirii, ca să calci în rătăcirea nelegiuirii, mai întâi trebuie să părăsești calea cea dreaptă. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Ce-a făcut Balaam? A creat o conspirație de a târî poporul Israel în nelegiuire pentru ca să tragă asupra lor mânia și pedepsa lui Dumnezeu. Asta este rătăcirea nelegiuirii. Nu uitați, când nu mai crezi că vine Domnul, nu-mi spuneți că recitați Apocalipsa, vino Doamne Iisuse. Nu-mi spuneți că dați din cap atunci când cineva zice vine Domnul sau că ziceți amin. Arătați-mi cum trăiți dacă vine Domnul. Dacă crezi că vine Domnul, arată-mi cum trăiești. Trăiești ca și când vine Domnul sau trăiești ca și când nu mai vine niciodată? Acolo îmi spui care-i răspunsul tău la întrebarea crezi că vine Domnul. Nu mai crezi în mânia lui Dumnezeu. Bei nelegiuirea ca apa și spui, et că nu m-a trăsnit nici azi. Aș vrea să spun că de fapt ai ajuns să nu mai crezi în Dumnezeu. Asta este rătăcirea nelegiuirii.
Versetul 17 din 2 Petru 3. Voi deși, preiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Nu așa că am început să ne pierdem tăria. Este un creștinism anemic. Rătăcirea nelegiuirii, în al doilea rând, răstălmăcirile nelegiuirii. Nelegiuirea are nevoie de o doctrină, pentru că oamenii vor să rămână pe băncile bisericii ca să se simtă bine. Am auzit de multe ori expresia că biserica este un spital. Și că în biserică vin oameni bolnavi. Dar asta doar pentru ca să înjosească și să batjocorească ideea că biserica e adunarea sfinților. Și doar ca să contrazică mesajele care scot în relief neprihănirea și chemarea noastră de a trăi o viață sfântă, curată. Îmi spune, dragă-me, că aici vin bolnavi, aici sunt saloane de bolnavi. Uite că vreau în seara asta să le dau dreptate la ăștia. Și să vă spun, stimați bolnavi, poftiți în sala de operație, poftiți în sala de operație. Hai la spital, hai la injecții, hai la tăieturi, hai la operații, dacă e spital. Welcome, veniți, poftiți. Dar după aia schimbă placa. Când aude operație, nu mai e spital biserica. Biserica e sală de concert după aia. Unde dăm din toate și trăim cum vrem. Asta este problema pe care o avem în zilele noastre. Răstălmăcirile nelegiuirii, în primul rând, doctrina fără consecințe. În doctrina noastră nu există consecințe. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Petru capitolul 3, versetul 7. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Versetul 16, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Pierzare. Consecințe. Versetul 17. Voi, deci, preiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Doctrină fără consecințe. Nu predicăm deloc despre pedeapsă, nu predicăm absolut deloc despre lucruri ca să ne scoată din starea noastră de confort. Nu, niciodată, deloc. Doctrină fără consecințe. 2. Drepturi fără cerințe. Asta este o altă doctrină a nelegiuirii. Dacă ne-am pocăit, suntem chemați să fim copiii lui Dumnezeu, suntem chemați să fim îndumnezeiți, suntem chemați să avem la dispoziție harul lui Dumnezeu, prosperitate de la Dumnezeu, să avem de la Dumnezeu toate lucrurile pe care El ni le dă. Dar
fără cerințe, fără responsabilități. Dumnezeu nu ne cere nimic decât să ștergem parbrizele. Dați-mi voie să vă spun, mă rog să vină, să vină ziua când biserica să stea cu mâinile pe sus, să dea din mâini cât vrea, dau și eu, dar prin Duhul Sfânt. Nu ca să creăm atmosferă, nu ca să vadă alții ce har avem. Harul n-are nevoie de firea pământească. Harul are nevoie de Duhul Sfânt. Ăla să ne motiveze și să facă din noi ceea ce trebuie să fim. Drepturi fără cerințe, dragoste fără condiții. Ați auzit de dragostea necondiționată a lui Dumnezeu. Dragostea necondiționată. Dragoste care nu pune condiții. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, întotdeauna, fără să spună dacă nu trăiești după adevăr și dacă nu trăiești după cuvânt. Te întâlnești cu mânia mea, nu cu dragostea mea. Ascultați ce spune versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. De-aia întârzie, de-aia are bunătate, să nu aducă mânia, să nu aducă pedeapsa asupra lumii acesteia. Versetul 15. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Ce mai mare arătare, manifestare a iubirii lui Dumnezeu decât să-ți dorească mântuirea atunci când, dacă ar veni, nu te-ar lua. Nu te-ar lua, că nu ești gata, că nu ești pregătit, că nu trăiești o viață de neprihănire. Și uitați-vă, vă rog frumos, tocmai oamenii nelegiuiți peste care, dacă ar veni ziua Domnului, ar produce dezastru, moarte și pierzare, ei spun, unde e ziua venirii tale? De parcă ei ar dori ziua venirii lui Dumnezeu. Îl critică pe Dumnezeu că n-a venit mai repede. Păi uitați-vă la ăștia care și-au făcut steaguri curcubeu. Știți ce este curcubeul? Nu este doar un semn că Dumnezeu nu va mai nimici lumea prin apă, ci e un semn că Dumnezeu va nimici lumea prin foc. Următoarea dată e prin foc, nu prin apă. Ei își pun steagul nimicirii lor. Dragoste fără condiții nu există. Și acum, repercursiunile nelegiuirii. În textul acesta este vorba de o alegere pe care o avem de făcut între neprihănire și nelegiuire. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ori alegem puritatea, ori vom ajunge la pierzare, versetul 14. De aceea, preubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Versetul 16. Cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc spre pierzarea lor, ori puritate, ori fără prihană, ori fără vină, ori în pace, ori în pierzare. Asta este alegerea pe care o facem. Pocăință sau pieire, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ori te pocăiești, ori pieri. Este cale de mijloc. N-ai o altă ușă pe care să intri în eternitate. Te rog frumos, înțelege lucrul ăsta. Ați observat că atunci când vine o tornadă, când e o vreme din asta foarte nefavorabilă, opresc ăștia transmisiile la televiziune, ești în mijlocul news-ului, ești în mijlocul, dintr-o dată începe să țipe, să urle, te irită, te enervează și de 20 de ore apare mesajul respectiv. Spune, dar ajunge odată pentru tine. Pune de 20 pentru unul care de-abia atunci a deschis televizorul, îți trimite mesaje pe telefon, îți trimite mesaje pe ceas, dacă ai ceas care se conectează la internet. Peste tot te avertizează. Încep sirenele să urle. Nu
Numai noi v-ar place să vă adormim în biserică. Confort avem? Mai trebuie să mormăim. Când mă uit la creștinismul de azi, este un creștinism care sfărăie într-un somn foarte adânc. Sfărăitul creștinismului de astăzi este singurul semn de viață pe care îl mai dă. Și el trebuie să aleagă între pocăință și pieire. Și în al treilea rând, pregătire sau potop. Versetele 11 și 12. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ca și creștin crezi că se va întâmpla, că va veni mânia lui Dumnezeu. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Ce înseamnă așteptând și grăbind? Înseamnă o permanentă pregătire pentru această zi. Că ori te pregătești, ori vei ajunge în acest potop îngrozitor al focului lui Dumnezeu. Ori de câte ori citesc pasajul ăsta din 2 Petru, mi se face foarte cald, urmind de încălzire globală. Mi-aduc aminte că era un copil în biserică pe care mi l-a arătat maică-mea. Și predicatorul, într-o duminică dimineață, a predicat despre limba nelegiuită, despre oamenii care înjură, care vorbesc urât. Și în mod plastic, bineînțeles că nu îndemna el mamele și tații să facă lucrul ăsta, zice, oh, dacă am putea să le băgăm un fier roșu prin limbă, să ardă. Până atunci auzisem de spălat cu săpun, de spălat limba cu săpun. Copilul ăla pe care mi l-a arătat, mai că mai cred că era câțiva ani mai mare ca mine, ăla în timp ce predica predicatorul, instinctiv și-a scos limba din gură și a început să pună degetul pe ea, exact ca și cum era un fier încins. Și a rămas de pomină. Și uite, ăla e copilul. Dragii mei, știați că atunci când un mare predicator american a ținut predica Păcătoși în mâna unui Dumnezeu mânios, exact așa s-a intitulat predica, oamenii au început să simtă în timpul predicii lui că aveau arsuri ca de valuri de foc. Asta s-a întâmplat în mod real, au început să strige și să urle, că simțeau ca și când îi arde un foc. Un asemenea foc aș dori în seara asta să ardă, să pârlească puțin conștiințele noastre. Pentru ca, Doamne ferește, să n-ajungem vreodată în potopul de foc care îi va mistui pe nelegiuiți. Pentru că vreau să vă spun cu toată certitudinea, Domnul vine. În al doilea rând, dacă vine Domnul, vine mânia lui Dumnezeu. Mă uit de multe ori la ce au realizat oamenii în lumea asta, la ce construcții fantastice au făcut. Noi suntem oameni mici, dar am făcut și noi ceva frumos aici. Uitați-vă la toate catedralele, oriunde mă duc în lume, dacă e o catedrală celebră, mă duc să o văd, mă duc să o văd. Rămân minunat de frumusețea creată de oameni, de civilizația creată de oameni. La muzica asta modernă, făcută pentru ăștia care n-au voci, dar uitați-vă la valorile clasice ale muzicii, uitați-vă la un pianist virtuos cum îi zboară degetele pe claviatură. Toate piesele astea extraordinare, toată această frumusețe
Când se uită Dumnezeu, n-are nicio valoare. Pentru că astea ne impresionează pe noi, pe Dumnezeu nu-L impresionează. Dumnezeu are mai multă virtuozitate, mai multă cultură, mai multă frumusețe și mai multă valoare într-un colț de rai decât în tot acest univers, care e foarte frumos că tot El l-a făcut. Ei, tot acest univers al frumosului pe care noi îl admirăm va arde. Știți de ce? Din cauza păcatului și nelegiuirii. Și dacă din creștet până în tălpi, de la prima până la ultima celulă din organismul tău, nu dai afară păcatul, același păcat care va duce la nimicirea și mistuirea întregului univers, te va mistui și te va nimici pe tine. Vreau să fii convins de lucrul ăsta. Vreau să te ardă lucrul ăsta. Vreau să pleci de aici cu degetele fripte de acest adevăr. Pentru că dați-mi voie să vă spun. Sunt oameni, nu numai la americani și în bisericile alea, dar din nefericire, între noi sunt oameni care într-un fel trăiesc duminica și în alt fel trăiesc toată săptămâna. Într-un fel trăiesc când sunt văzuți și altfel trăiesc când nu sunt văzuți. E adevărat că Noe a fost o minoritate, Lot a fost o minoritate. Și s-ar putea ca mulți dintre noi să fim dezamăgiți de faptul că am rămas din ce în ce mai puțini. Uitați-vă în țara asta care nu mai poate câștiga alegeri pentru partea conservativă a spectrului politic. Nu mai poate. Așa de mult s-au înmulțit nelegiuiții încât am devenit o minoritate. Am devenit o minoritate. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că turma lui Hristos este mică. Nu fiți deranjați de faptul că nu mulți cred ca noi. Ascultați-mă, ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus, oare mulți sunt cei care merg pe calea mântuirii? Au vrut și ei să știe dacă sunt mulți. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și dintre cei care au dragoste, din pricina înmulțirii, fără de legea nelegiuirii, dragostea celor mai mulți se va răci. Majoritatea creștinismului alunecă în apostazie. Vei trăi ca un Noe, vei trăi ca un Lot? Sau vei alege calea majorității? Știți că este largă și duce la pierzare. Haideți să ne ridicăm. Poate că în seara asta te uiți la lumea din afară și spui, ăștia sunt, e adevărat, ăștia sunt ei. Dragii mei, Biserica lui Iisus Hristos trebuie să se înfățișeze înaintea Tatălui, fără pată și fără zbârcitură. Ai o zbârcitură, ai o pată, în această seară. Dacă nu cureți pata la timp, nu mai iese. Dacă nu rezolvi problema zbârciturii la timp, se adâncește. În această seară, Hristos vrea să vină cu un duc de pocăință peste adunare, să ne sfințim, să ne curățim, să trăim fără vină, în pace și sub harul Lui, să avem parte de cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Ne rugăm cu toții.